Mureșenii spun că e bine să aibă pentru siguranța lor cardul european de sănătate. Îl pot utiliza pentru servicii medicale în caz de urgență în țările din spațiul comunitar. Însă chiar și fără card cu un certificat înlocuitor se pot descurca, spun oamenii. Avem nevoie să mergem în Italia, să aducem nepoței în țară în fiecare an, în vacanță. Ah, e suficient. Dar sperăm că nu avem nevoie, nu o să avem, să sperăm, că în fiecare an am obținut și nu am avut nevoie de el. Asta este problema lor internă, ar trebui să fie foarte operativ să rezolve această problemă. Exact, nu se știe care este problema. Reprezentanții din capital au transmis doar că în această perioadă cardurile europene de sănătate nu pot fi tipărite. În așteptare în județul Mureș sunt în jur de 1200 de persoane. Am înțeles că nu se mai tipăresc la momentul de față. Probabil este o problemă de contract, nu știm exact. Problema este cam de 3 săptămâni. Degeaba pe perioada deplasării oricum sunt asigurat și în caz că se întâmplă ceva, în momentul acela poate să solicite de la casă să emită un certificat provizoriu de înlocuire a cardului european, care noi îl transmitem la adresa care o solicită ei sau la faxul care solicită ei și beneficiază în continuare de aceleași condiții care beneficiau și înainte prin cardul european. Cardul european este valabil 6 luni de zile în toate țările membre în Uniunea Europeană. Asigură doar câteva servicii de prim ajutor pentru pacient în sistemul de urgență.